Luis, felicitări, primul gol în Liga 1 la 17 ani, cum a fost? Da, este primul gol, este bine, am muncit foarte mult săptămâna asta și sunt foarte fericit pentru că am marcat. Ai debutat etapa trecută cu Dinamo, ți-au dat încredere acele minute și apoi acum cu Chitia? Da, acele minute m-au ajutat foarte mult și acum sunt foarte fericit că am jucat și sper că de acum încolo să am continuitate. În ultimii 2 ani la juniori ai marcat mereu câte 50 de goluri, un golgheter născut, se poate spune? Da, se poate spune. Eu muncesc foarte mult la antrenament, la execuții, la finalizare și se pare că la meci îmi iese și sunt foarte fericit. Știu că unul dintre jucătorii tăi favoriți este Lewandowski, îl urmărești des, încerci să te inspiri? Da, da, mă uit foarte mult la el, la, pe YouTube, la meciuri live și cu siguranță am foarte mult de învățat de la el. După această reușită, ce îți propui în continuare? Să joc în continuare și de ce nu să marchez cât mai multe goluri și să-mi ajut echipa. Ce înseamnă pentru tine la 17 ani încrederea aceasta care ți se acordă? Mă ajută foarte mult acum și sper că să meargă cât mai bine.